Cum poți ierta un om dacă el persistă în greșeală? Ei, cu greu. În general, e bine să nu-l ierți până nu se îndreaptă sau pur și simplu să încerci să fii mai înțelept decât el. Până la urmă, cea mai mare dintre greșeli este când te înșeli asupra posibilității tale de iertare. Există o pildă teribilă în Evanghelie care ne vorbește despre iertarea de greșeli, iar ea ține întotdeauna de capacitatea lui Dumnezeu de a ierta. Noi nu iertăm ca oameni, ci doar când iertăm ca Dumnezei, putem să-i ajutăm pe ceilalți. În România, în ultima vreme, avem o terapie de iertare a greșelilor, continuăm să votăm oameni care ne-au greșit, continuăm să aplaudăm oameni care ne-au greșit și, nu în ultimul rând, câteodată ne mai aplaudăm și pe noi când greșim. Poate că dacă am învățat să iertăm un pic mai greu, am greșit puțin mai puțin. Soțul m-a înșelat, iar acum vrea să-l iert. Ce să fac? E vizibil că e scris de un bărbat biletul ăsta. N-am nicio explicație. O femeie nu se întreabă dacă își iartă bărbatul sau nu. Iartă și gata. Nu, există un mod de a ierta, dar de a ierta punând omul la punct. Până la urmă, iertarea este un schimb de interese. Iertăm, negociem iertările, încercăm, dar iertarea adevărată nu vine din negociere. Revin, cred că biletul e scris de un bărbat.